am participat la acest eveniment. Țin minte, a fost o zi foarte frumoasă, cu foarte mult soare, foarte multă lume era pe o parte și pe alta, deci, a circulației podului. Și era foarte multă culoare, erau foarte multe flori, flori în mâinile oamenilor, flori deci, în apa prutului, așa, și oamenii care scandau bine ați venit, iar alții răspundeau bine v-am găsit. Primăria municipiului Ungheni are semnate 5 acorduri de înfrățire cu 5 orașe din România, lucru care ne bucură foarte mult. Le voi numi în ordinea semnării acordurilor de înfrățire. Este vorba de orașul Reghin, orașul Dorohoi, orașul Cluj-Napoca, Iași și orașul București, capitala României, sectorul 5. Avem foarte multe proiecte frumoase, realizate împreună cu frații noștri din România, proiecte care au adus plus valoare localităților noastre atât în Republica Moldova cât și în România. România tot timpul ne este alături, noi de fiecare dată simțim umărul țării noastre, fraților noștri. Acum, în aceste perioade grele, când toată lumea se luptă cu pandemia de COVID-19, aș vrea să aduc sincere mulțumiri fraților noștri din România, personalul medical, medicilor, asistenților medicali, care împreună cu medicii moldoveni, deci fac tot posibilul ca să putem stabili această pandemie.